Un bărbat care a fost răpit în anul 1951, când avea șase ani, în timp ce se juca într-un parc din California, a fost găsit după 70 de ani, datorită unui test ADN a unor fotografii vechi și a unor articole din ziare vechi. Luis este un pompier pensionat, veteran al marinei și a servit în Vietnam, potrivit nepoatei sale. Ea l-a găsit pe Luis, astfel că familia s-a putut reuni în iunie. În 21 februarie 1951, o femeie l-a ademenit pe Luis și a promis în spaniolă că îi va cumpăra bomboane. În schimb, femeia l-a răpit pe băiat și l-a dus pe coasta de est, acolo unde a ajuns la un cuplu care l-a crescut de parcă ar fi fost propriul lor fiu, a relatat grupul de știri. Timp de mai bine de 70 de ani nu s-a mai știut nimic despre Luis, dar familia nu l-a uitat, iar fotografia lui a fost mereu la vedere în casă, a spus nepoata lui. Mama lui a murit în 2005, dar nu a renunțat niciodată la speranța că fiul ei este în viață. Poliția din Oakland a recunoscut că eforturile Alidei au jucat un rol esențial în îngățirea unchiul ei. Într-un interviu, ea a spus că unchiul ei a îmbrățișat o a sărutat-o pe obraz și a spus mulțumesc că m-ai găsit. La acea vreme s-a scris că a fost o mobilizare uriașă pentru găsirea băiatului dispărut. Fratele lui a fost interogat de mai multe ori de anchetatori, el povestind mereu despre o femeie care i-a luat fratele. În 2020, crezând că unchiul ei ar putea să fie încă în viață, Alida a făcut în glumă un test ADN online. Testul a arătat o potrivire de 22% cu un bărbat care în cele din urmă s-a dovedit a fi unchiul ei. La începutul acestui an, ea și fiicele ei au fost la Biblioteca Publică din Auckland, unde au văzut un microfilm cu articole din tribune, inclusiv unul care avea o poză cu Luis și Roger, care au convins-o că era pe drumul cel bun. Ea a mers la poliție în aceeași zi, iar polițiștii au deschis un nou dosar pentru persoane de Despărute. La rândul lui, lui s-a făcut un test ADN, la fel ca și sora sa, relatează Antena 3.0.